Incendiu de proporții pe o autostradă din Coreea de Sud, cel puțin 6 persoane și-au pierdut viața. Flăcările au cuprins un tunel izolat fonic al unei autostrăzi la aproximativ 20 de kilometri sud de capitala Seul. Un camion de marfă s-a ciocnit cu un autobuz pe o autostradă din apropierea capitalei sud-coreene, Seul. A urmat un incendiu în care au murit cel puțin 6 persoane, iar alte 37 au fost rănite, au anunțat autoritățile. Nu sunt cunoscute condițiile în care s-a produs coliziunea și nici ce încărcătură transporta camionul. În imaginile difuzate pe rețelele de socializare se vede cum copertina de izolare fonică este cuprinsă de flăcări la scurt timp după ce incendiul a izbucnit pe a doua autostradă, Jai Onin Expressway. Autoritățile au trimis aproximativ 50 de mașini și 140 de pompieri pentru a stinge incendiul. În total, 44 de vehicule au fost mistuite de flăcări. Incidentul vine la doar două luni după ce 156 de persoane, majoritatea tineri, au murit într-o busculadă de Halloween în cartierul cosmopolit Itaewon.